Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Misterele Istoriei, vorbim despre Curtea Domnească din Iași, locul unde s-a făcut istoria Moldovei vreme de 5 secole. Iașiul este atestat documentar pentru prima dată în lista rusă de orașe realizată între 1387 și 1392. A doua oară, Iașiul apare în documentul din 16 octombrie 1408, emis în timpul lui Alexandru cel Bun, domnitor despre care Nicolae Iorga afirma că a făcut cel din tâi din Moldova o țară trainică și cu viitor. Originea celor mai importante curți domnești, Târgoviște, București, Suceava și Iași, se situează către mijlocul și cea de-a doua jumătate a secolului al XIV-lea și la începutul veacului următor. Curtea domnească din Iași, 1431-1900, era centrul puterii politice în Moldova. Se afla exact pe locul considerat acum punctul zero al Iașiului, Palatul Culturii din Iași. Era practic inima puterii în țara Moldovei din acele vremuri. În Moldova, începuturile curților se situează către sfârșitul secolului al XIV-lea, în timpul domniei lui Petru I Mușat, continuată de aceea a lui Alexandru cel Bun, fapt ce nu exclude existența unor reședințe anterioare la Rădăuți, Baia și Siret. Epoca de mare amploare a construcțiilor palațiale este aceea lui Ștefan cel Mare, urmată de domnia lui Vasile Lupu. Sfârșitul curților domnești are loc la sfârșitul secolului al XVIII-lea, când tradiționalele scaune voievodale se distrug sub incendii și prădăciuni. Înscrisă în lista monumentelor istorice și de arhitectură, aparținând patrimoniului cultural național al României, Curtea Domnească din Iași a fost reședința de la Iași a domniei și inițial a făcut parte din sistemul de reședințe domnești din țara Moldovei, locuite ocazional de către voievod și suita sa. A fost construită spre sfârșitul domniei lui Alexandru cel Bun, dar menționată documentar la 8 octombrie 1434. Abia după stabilirea capitalei țării Moldovei la Iași, pe la 1564, curtea de aici a dobândit importanță, devenind locul de unde s-a exercitat puterea supremă, unde s-a făcut istoria Moldovei vreme de 5 secole. Curtea domnească din Iași a funcționat o perioadă îndelungată de timp din prima jumătate a secolului al XV-lea până la sfârșitul secolului al XIX-lea. Perioadă în care însemnătatea administrativă și politică a fortificațiilor a fost completată de cea culturală, la Iași tipărindu-se cărți și documente de referință în istoria românilor. În fața fostei curți domnești erau judecați sau executați oamenii. Acum este una dintre cele mai frumoase zone din oraș. Vin turiști în Iași special pentru a vizita această zonă. Potrivit istoricilor, ansamblul Curții Domnești din Iași reprezintă rezultatul transformărilor de-a lungul istoriei, teritoriul românesc fiind un spațiu de sinteză prin contactele cu civilizația și cultura popoarelor occidentale și orientale din Europa. În anii 60, arheologii au scos la lumină vestigii ale Curții Domnești. Deasupra lor s-a pus atunci o placă de beton, însă ruinele puteau fi vizitate, mai ales că acolo erau și fragmente de secol XV. După 2007, odată cu realizarea celui mai mare ansamblu comercial din Iași, investitorul s-a angajat să conserve ruinele și să le introducă în circuitul turistic. Centrul puterii politice în țara Moldovei. Aici a fost capitala Moldovei și iată că încă mai sunt urme ale acelei epoci. Mulți se întreabă ce mai pot vedea din ceea ce a fost Curtea Domnească și de ce este ea importantă. Aici s-a aflat centrul puterii politice în țara Moldovei, aici stătea domnul țării, de aici dădea porunci, aici aduna armata, era practic inima puterii în țara Moldovei din acele vremuri. Noi astăzi vedem clădirea care s-a ridicat pe ruinele fostei curții domnești, adică Palatul Culturii de astăzi, spune istoricul Laurențiu Răzvan pentru adevărul.ro. Astfel, sub actualul Palat al Culturii, care este o clădire atât de cunoscută, se ascund urmele a 4-5 secole de istorie. Odată cu redeschiderea Palatului Culturii, publicul poate să viziteze o parte dintre ele. Lățimea zidurilor este impresionantă. Unui zid care inițial măsura 3 metri, i-au mai fost adăugate alte fundații.
Astfel, grosimea totală a ajuns să depășească 5 metri. Palatul Culturii, realizat în stilul neogotic, este înscris în lista monumentelor istorice și a fost reabilitat. Palatul a fost construit între anii 1906 și 1925 de către arhitectul Ion de Berindei, având suprafața totală de 34.236,35 de metri pătrați. În perioada Primului Război Mondial, Palatul Culturii din Iași a fost transformat în spital. Aici, soldații răniți pe front erau îngrijiți de personalul medical și de voluntari. Bazele Curții Domnești din Iași au fost puse în timpul lui Alexandru cel Bun, dar ea este atestată la 8 octombrie 1434, într-un document prin care Ștefan Voievod dăruiește lui Giurgiu și altora un sat în obârșia Săratei. În partea de sud-est a curții, zidul inițial avea o grosime de 1 metru la temelie și de 0,90 metri la parament, temelia fiind adâncită până la 1,5 metri sub nivelul solului de la acea vreme. Tot în aceeași parte a curții s-a găsit un bastion păstrat cu ziduri groase de 1 metru, construite în timpul lui Ștefan cel Mare. Resturile de ceramică decorativă de uz casnic arată luxul de la curtea domnească din Iași. În secolele 16 și 17 s-a realizat o lărgire a curții ieșene și o îngroșare a zidurilor. Dinspre est și sud-est, vechea curte domnească din Iași era apărată împotriva eventualilor invadatori de un iaz alimentat cu apă din Bahlui, iar dinspre nord și vest de un șanț adânc umplut cu apă, precum și de un văl de pământ și de o palisadă. Legătura dintre oraș și curte se făcea cu bărcile, trecându-se apoi pe un pod mobil sau pe unul stabil, care, în caz de primejdie, se putea ușor apăra sau desface. În timpul domniei lui Alexandru cel Bun s-a putut consolida, cu un zid subțire de piatră, apărarea complexului de construcții din incinta curții domnești ieșene. Ștefan cel Mare a restaurat și a completat imobilele curții, a extins incinta și a consolidat apărarea în partea de nord-est cu bastioane. Potrivit unei informații reținute de Amfilohie Hotiniul, în anul 1491, curtea domnească din Iași a căzut pradă unui incendiu puternic, ceea ce explică începutul construirii la 1 iunie 1491 a Bisericii Sfântul Nicolae Domnesc. Începând cu a doua jumătate a secolului al XVI-lea, când s-a mutat în Iași, capitala țării, în incinta curții au trebuit să se construiască imobile noi, iar cele vechi să fie reamenajate pentru cazarea gărzii a personalului curții și a membrilor familiei domnești. Înainte de stabilirea lui Alexandru Lăpușneanu la Iași, Ioan Heraclide Despot, care pretindea că este nepotul lui Ștefan cel Mare, a expus în Palatul Curții o pictură care reda victoria de la Verbia, 18 noiembrie 1561, și totodată a cerut să fie miruit domn în Biserica Sfântul Nicolae Domnesc. La Iași, în curtea domnească, păzită de o gardă puternică și credincioasă, Alexandru Lăpușneanu a pedepsit boierii care îl trădaseră. La adăpostul întăriturilor curții domnești, Alexandru Crețul, cu un mic număr de ostași, în februarie-martie 1578, a putut respinge asalturile unei armate compuse din turci, munteni și ardeleni, venite în ajutorul voievodului Petru Șchiopul. Nu este exclus ca, datorită acestui fapt, turcii să fi poruncit lui Petru Șchiopul să distrugă zidurile din jurul curții domnești. Astfel ne explicăm de ce călătorul Francisc de Pavia, care a trecut prin Iași în vara anului 1585, nu menționează întăriturile curții, deși a vizitat-o și ne-a lăsat o descriere a ei. Totuși, nobilul francez afirma că este un loc frumos și dovedește măreția și rangul pe care îl ține acest duce. Un detașament de cazaci a prădat și distrus în parte în anul 1592 curtea domnească. Deși în anul 1593 un călător străin pretindea că a văzut curtea domnească înconjurată cu un zid de piatră, totuși în anul următor Aron Vodă, ca să o poată salva de tătari, a fost nevoit să facă lucrări și să plătească năvălitorilor o sumă de bani ca să se retragă. Călătorii străini în trecere prin Moldova primelor decenii ale secolului al XVI-lea
au apreciat Iașiul ca cel mai important oraș din țară. Unul dintre ei, Tommaso Alberti, a văzut în 1615 doar un gard de lemn în jurul Palatului Domnesc. Curtea domnească și palatul au suferit prea puțin de pe urma incendiului din 1616, deoarece Radu Mihnea a rămas în Iași până în 1624. Arzând în acest an curtea din Iași, s-a mutat la Hârlău. Arzând în acest an curtea din Iași s-a mutat la Hârlău, unde a tocmit și curțile cele domnești. Vasile Lupu a dispus în jurul anului 1640 refacerea curții domnești din Iași. Zidurile incintei din secolul al XVII-lea ar fi fost masive, cu turnuri patrulatere masive de piatră. Acum s-ar fi lărgit incinta spre laturile de est și nord ale terasei și s-ar fi întărit și zidurile existente prin adăugiri simple sau duble de ziduri noi, care fac să apară în unele părți ale acestei incinte exterioare adevărate ziduri de cetate. Miron Costin nu se referă deloc la întăriturile curții domnești refăcute de Vasile Lupu, dar Marcus Bandius, vizitând în 1646 Iașiul și curtea domnească, a scris: în partea de sud a orașului, pe marginea delușorului deasupra lacului, este Palatul Domnului, care numai către răsărit are un zid subțire, neîntărit nici cu turnuri, nici cu vreun val sau șanț. Pe celelalte părți are, în loc de zid, grinzi înfipte în pământ. Astfel se explică de ce în vara anului 1650 tătarii și cazacii au putut incendia și distruge nu numai orașul, ci și curtea domnească, în timp ce mănăstirile care aveau incintele înconjurate cu ziduri de piatră au rezistat. Un călător străin în trecere prin Iași în 1652 consemnează că din întreaga curte domnească rămăsese numai Palatul și Capela Domnului, probabil singurele imobile construite din piatră. Același călător nu se referă la fortificațiile curții, care probabil că nu mai existau, fiind distruse cu 2 ani mai înainte. Nu sunt nici din a doua jumătate a secolului al XVII-lea informații despre existența unor puternice fortificații în jurul curții domnești din Iași. În decembrie 1671, voievodul Gheorghe Ghica, închis în curtea domnească, nu a putut rezista răsculaților conduși de Hâncu și Durac până la venirea ajutoarelor turcești. În decembrie 1671, voievodul Gheorghe Ghica, închis în curtea domnească, nu a putut rezista răsculaților conduși de Hâncu și Durac până la venirea ajutoarelor turcești. În vara anului următor, sultanul Mehmed al IV-lea a venit la curtea domnească, intrând prin Trapezănească, și a ieșit din curte pe Suvamă și Preiaz, peste Bahlui, la Podul Roșu, și de aici s-a urcat la Cetățuia. Palatul în care locuia Antonie Ruset, 1675-1678, potrivit descrierii secretarului solului polon Ioan Gninski, care a fost primit de domn, era o clădire foarte veche, cu ferestre mici cu gratii, din care cauze interiorul era întunecos. Oaspeții au trecut prin două camere, prima cu bolți și cu stâlpi, apoi în alta în care era întins un covor simplu. Conduși printr-o galerie, au pătruns în altă cameră boltită, ai cărei pereți erau acoperiți cu plăci de ceramică de culoare albastră. Potrivit însemnărilor lui Dupont, care însoțise pe regele Ioan Sobieski în campania din 1686, curtea domnească din Iași era înconjurată cu ziduri, cu turnuri și șanț. Totuși, în 1691, Constantin Cantemir, temându-se de vreun atac neașteptat din partea detașamentelor înaintate ale lui Ioan Sobieski, s-a mutat la Cetățuia. Un zid bun, ca al mănăstirilor, cum nota un ofițer austriac, avea curtea din Iași la 21 august 1711. La 20 aprilie 1725 au ars curțile domnești din toate părțile. Înainte de a începe refacerea lor, voievodul Mihail Racoviță a poruncit să se dărâme resturile imobilelor rămase, nedistruse de foc, pretextând că erau poate prea urât și ciudat făcute. A lăsat numai două case din cele construite în timpul domniei lui Vasile Lupu. Noile construcții au fost reușite, cum apreciau cronicarii. Grigore Ghica a continuat lucrările începute de înaintașul său.
Se precizează că el a reparat zidurile înconjurătoare, a adăugat altele noi și a construit turnul cu ceas de pe Poarta cea Mare, care, ca și înălțime, întrecea toate bisericile din Iași. Un nou incendiu alimentat de un vânt puternic a distrus la 9 martie 1753 o bună parte a imobilelor din curtea domnească. Lucrările de refacere s-au terminat peste 3 ani. În noaptea de 19 spre 20 decembrie 1784, un alt incendiu a distrus din nou curtea domnească. La 3 septembrie 1795, voievodul Alexandru Kalimachi observa că în Iași nu se aflau curți în care să locuiască domnii, deoarece se stricaseră cu totul, fiindcă refacerea lor costa prea mult, a aprobat să se cumpere pentru domnie casele lui Costache Ghica și Lupu Balș de lângă Sfântul Spiridon. După 1795, fosta curte domnească din Iași se va numi Curtea Veche sau Curtea Gospod cei Vechi. Către sfârșitul secolului al XVIII-lea, un străin venit în Iași nota următoarele. Mănăstirea Sfântul Nicolae sta puternic lângă vechea curte domnească arsă. Unele semne de foc fac să te gândești la urmele vechilor clădiri care erau aici. Alexandru Moruzi, în domnia a doua, 1802-1806, fiindu-i milă, cum scrie Manolache Drăghici, să lase în starea găsită aceste ziduri, care de aproape 30 de ani erau pustii și dărâmate, a poruncit să fie refăcute. Lucrările începute în anul 1803, sub conducerea arhitectului Johann Preywald, s-au terminat la 28 august 1806. Un contemporan socotea curtea din Iași, refăcută de Alexandru Moruzi, ca una din cele dintâi dintre zidurile din Turcia, pentru mărimea, pentru domneasca strălucire și scumpete a lor. Incinta curții domnești din Iași a avut 3 intrări. Cea principală, denumită și Poarta Domnească sau Poarta cea Mare, se deschidea în dreptul uliței Mari, păzită permanent de un detașament al gărzii domnești. Deasupra intrării, Grigore Ghica a înălțat în primăvara anului 1728 un turn cu ceasornic care bătea de auzea tot orașul. S-a păstrat o pecete din 1782 care reprezintă intrarea principală a curții, adică Poarta Domnească și turnul ei, dar fără ceas, distrus în incendiul din 9 martie 1753. Curtea mai avea încă 2 intrări, prin cea de la răsărit, numită Poarta Dragonilor, a cazacilor sau a haremului, se pătrundea în incinta bisericii Sfântul Nicolae Domnesc. A treia poartă a curții, care se deschidea spre Bahlui, se numea a Seimenilor. Denumirile și le-au luat de la cazărmile corpurilor de trupă aflate în apropierea acestor porți. Imobilul principal din interiorul curții a fost Palatul Domnesc. Nu știm cum arăta palatul construit în secolul al XV-lea și nici cel refăcut de Alexandru Lăpușneanu și folosit de urmașii săi până la Radu Mihnea și V. Lupu. Bandini, care a vizitat Palatul Domnesc în 1646, a văzut într-o sală tronul domnesc îmbrăcat cu catifea roșie, prinsă cu ținte de aur și argint. Covoare și perdele de mătase, brodate cu fire de aur și argint, acopereau pereții încăperilor aflate la dispoziția domnului. Paul de Alep, care a vizitat curtea domnească, însoțind pe patriarhul Macarie, a notat că apartamentele în care locuiau domnul și soția sa erau zidite din cărămidă și acoperite cu olane. În apropiere se afla o baie cu apă caldă, construită din marmură. În anul 1616, ambasadorul suedez Welling, însoțit de secretarul și suita sa, au fost primiți în audiență de voievodul Gheorghe Ștefan. Înainte de a ajunge în sala tronului, au trebuit să urce o scară mare și largă și să treacă prin mai multe încăperi. Sala tronului era mobilată cu un jet mare, cu ceas deasupra și cu lăvițe de lemn așezate lângă pereți. Un ambasador polon, în trecere prin Iași în 1677, a văzut în Palatul Domnesc o cameră pictată în întregime, după moda olandeză. Iar la 16 august 1686, principele Iacob Sobieski a rămas impresionat de mobilierul și decorațiile în porțelan
ale pereților și plafoanelor cu flori mici din alte două saloane de la etaj. Alți străini, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, au văzut în Palatul Domnesc camere cu mobilă frumoasă și o bibliotecă. Încăperile principale ale Palatului Domnesc, indicate de cronici și vizitatori, erau spătăria sau sala tronului, a doua sală ca importanță era cea a postelniciei, în care voievodul primea boierii avansați în ranguri, și aceea a haremului, în care se făceau petreceri. Soția lui Dimitrie Cantemir a dat în apartamentul ei un banchet în onoarea soției lui Petru cel Mare, la 23 iunie 1711. În majoritatea încăperilor de la parter erau instalate cancelariile, iar cele de la etaj erau folosite ca locuințe de către membrii familiei domnitoare. De la sfârșitul secolului al XVI-lea, suntem informați că în curtea domnească se construiseră odăi, adică un fel de cazărmi pentru ostașii de la curte. Cronicarul Grigore Ureche a scris că Aron Vodă a făcut pentru lefegiii săi odăi în curte ca să fie pururea lângă dânsul. Aceste odăi vor fi în continuare extinse. Distruse de incendiul din 1725, au fost reconstruite din temelie. La curte, pentru familia domnească s-au construit și băi. Prima a fost zidită de Alexandru Lăpușneanu, cu meșteri aduși din Transilvania. Folosit și căutat era feredeul construit de Vasile Lupu în jurul anului 1640, lângă școala domnească. Refăcându-se Palatul Domnesc, Vasile Lupu a construit o baie elegantă, pardosită cu lespezi de marmură lângă apartamentul soției sale. Apa era adusă cu sacalele din iazul de lângă curte. În incinta curții au mai fost imobile folosite ca magazii de alimente, de materiale și ca locuințe. Între acestea din urmă se citează odăile vătafului de aprozi, a marelui cămăraș, a comandantului gărzii. Un spațiu întins îl ocupau și grajdurile domnești. Ca orice reședință feudală, curtea domnească din Iași a avut o temniță proprie. Boierii trădători și de lapidori erau închiși în beciurile palatului, în încăperile corpurilor de trupă și în turnul de lângă intrarea principală. Sub turnul clopotniț al bisericii se afla bisteria, iar sub ea temnița curții. În 1703, Mihail Racoviță a astupat temnița. Până în a doua jumătate a veacului al XVII-lea, curtea domnească din Iași se alimenta cu apă de fântână. Prima fântână a curții se consemnează documentar la 8 ianuarie 1622. În anul 1677, voievodul Antonie Ruset a adus pentru curte și Biserica Sfântul Nicolae, pe conducte de ceramică, apa de departe. Instalația, nefiind întreținută, s-a stricat și a stupat. În 1729, voievodul Grigore Ghica a poruncit să se facă, în fața intrării principale a curții, de către meșterii străini, trei cismele cu țevi. Pentru a se curma cu certurile ivite la luarea apei, s-a rânduit un capitan și doi slujitori să le apere și să le păzească, ziua și noaptea. Și ca bărbații să ia apa din cismeaua veche, iar femeile din cea nouă. Aceste instalații au fost reamenajate odată cu fiecare refacere a curții. Dragii mei, atât pe acest subiect. Sunt Claudia și vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine. Până data viitoare, vă doresc numai bine, pe curând!